Bună ziua, începe Jurnalul Economic, sunt Ligia Munteanu. Vorbim astăzi din nou despre practica celor din politică de a folosi subiecte cu un mare impact social pentru a puncta electoral. Argumentul economic rămâne mereu pe ultimul loc. De această dată este vorba despre creșterea alocațiilor de la 1 august, aflată pe masa președintelui Klaus Iohannis. Legea prin care socialdemocrații au respins amânarea majorării alocațiilor stabilită de guvern a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Asta deși nu prevede care este sursa de finanțare. Acum totul depinde de președinte, care poate fie să promulge legea, fie să ceară Parlamentului o reexaminare. Premierul a precizat de mai multe ori că nu sunt resurse prevăzute în buget pentru măsura votată de PSD la începutul anului, iar situația economică actuală nu permite decât cel mult o majorare graduală a alocațiilor. Guvernul a criticat PSD pentru că a impus măsura fără să prevadă sursa de finanțare, în timp ce majoritatea din Parlament susține că executivul trebuie să găsească soluții. Dacă măsura ar fi aplicată, copiii cu vârsta de până la 2 ani ar urma să primească 600 de lei în fiecare lună, iar cei cu vârste între 2 și 18 ani ar trebui să primească 300 de lei lunar. Alocațiile, alături de creșterea pensiilor, sunt doi cartofi fierbinți pe care liderii politici îi tot aruncă de la unii la alții. Cert este că nu se face nimic, sunt doar vorbe în vânt și contextul este complet nepotrivit pentru așa ceva. Nu prea e vreme de jocuri politice într-o perioadă în care țara se împrumută mult și nu știm încă în ce mod economia își va reveni după pandemie. Se pare însă că nimic nu afectează jocurile politice de la noi, nici măcar o criză de proporții, nici atunci nu renunțăm la a fi complet irresponsabili. Vom găsi o soluție, analizăm variantele pe care le avem la dispoziție și vom adopta o variantă care se ducă la creșterea alocațiilor, dar sigur nu la dublarea imediată. Și cu această soluție veniți până la 1 august? Obiectivul nostru este în maxim 2 săptămâni să adoptăm această soluție. Iar o dublare a alocațiilor înseamnă un efort suplimentar de 7 miliarde de lei pentru bugetul și așa extrem de împovărat. Visteria statului trebuie să facă față unor cheltuieli tot mai mari, care se adaugă celor făcute pentru a limita efectele pandemiei. Problema este că plățile cu alocațiile și pensiile sunt fixe, adică le vom avea și în anii viitori, în vreme ce sumele pentru susținerea angajaților și a economiei se vor diminua în timp după ce criza se va mai duce. Analiștii CFA România estimează că impactul coronavirusului se va resimți puternic până în primul trimestru al anului viitor, iar măsurile luate de guvern, dar și cheltuielile mai mari, vor face ca deficitul bugetar să ajungă la 8,4%. Asta în condițiile în care economia va avea un declin de 4,4% în acest an, de 2 ori mai adânc decât cel vizat de guvern. Românii au cumpărat mai puțin de 50.000 de mașini în prima jumătate a anului. Sunt cu 30% mai puține mașini înmatriculate comparativ cu perioada similară de anul trecut, când au fost înscrise în circulație aproape 72.000 de autoturisme. Este o scădere mai mică decât media pieței europene, arată datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. În Uniunea Europeană, înmatriculările de autoturisme noi s-au redus cu 38% în primele 6 luni din an și au ajuns la 4,3 milioane de unități. Piețele mari au fost printre cele mai afectate. Vedem astfel o scădere la jumătate în Spania și Italia, de peste 30% în Franța și în Germania. Căderea pieței auto ar putea fi însă de durată. Un studiu Deloitte arată că mai mult de jumătate dintre europeni intenționează să amâne cumpărarea unui vehicul nou și susțin că îl vor păstra pe cel actual mai mult decât era prevăzut inițial în contextul pandemiei. Polonezii sunt cei mai prudenți din acest punct de vedere, urmați de irlandezi și de spanioli. În schimb, doar 32% dintre olandezi și au amânat planurile de cumpărare a unui vehicul nou, arată rezultatele studiului. Românii au stat în beznă, în media, aproape 6 ore în 2019, mai exact 350 de minute pentru un consumator acordat la sistemul de distribuție, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Este o scădere semnificativă comparativ cu 2018, când alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în medie 408 minute. Cel mai puțin au stat în beznă locuitorii din regiunea Muntenia Sud, 197 de minute, iar cel mai mult cei din Moldova, 476 de minute.
România trebuie să plătească 3 milioane de euro Comisiei Europene după ce a întârziat transpunerea legislației privind combaterea spălării banilor. Decizia a fost luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. O sancțiune similară a primit și Irlanda, care trebuie să plătească o sumă forfetară de 2 milioane de euro. România a adoptat legislația cerută de Uniune cu mai bine de 2 ani întârziere față de termenul stabilit de Comisia Europeană vara lui 2017. Activitatea economică mondială începe să-și revină după declinul fără precedent cauzat de pandemie, însă un al doilea val de infecții ar putea declanșa noi perturbări. Este avertismentul transmis de șefa Fondului Monetar Internațional. Ea arată că măsurile destinate ținerii sub control a pandemiei și a limitării consecințelor economice a majorat nivelul îndatorării, aflat și așa la un nivel ridicat. Oficialul spune însă că este prematur ca executivele să înceapă să retragă plasele de siguranță de care este în continuare nevoie, având în vedere că nu ne aflăm încă în afara pericolului, potrivit unei postări pe blog citate de Reuters. Luna trecută, FMI și-a revizuit încă o dată în jos estimările privind evoluția economiei mondiale în acest an, prognozând o contracție de 4,9% și o relansare sub așteptări în 2021. Speranțele cu privire la o recuperare rapidă a economiei britanice încep să se stingă. Biroul pentru Responsabilitate Bugetară crede că redresarea rapidă a economiei reprezintă un scenariu improbabil în condițiile în care economia a crescut cu doar 1,8% în luna mai, cu mult sub estimările analiștilor. Pentru finalul anului, specialiștii prevăd însă o scădere de 12%, scrie The Guardian, citat de ZF.ro. În acest caz, economia britanică nu va atinge niveluri de dinaintea pandemiei decât la sfârșitul anului 2022. Cu alte cuvinte, Marea Britanie va avea nevoie de peste 2 ani pentru a recupera pierderile din martie și aprilie. Ritmul recuperării va depinde de mai mulți factori, printre care modul în care a fost afectată economia, rata șomajului, momentul în care va fi disponibil un vaccin, când vor fi ridicate măsurile de distanțare socială și măsurile luate pentru a proteja companiile. În cel mai optimist scenariu, instituția crede că activitățile își vor reveni relativ rapid, ajungând la nivelurile înregistrate înainte de criză în primul trimestru de anul viitor. În scenariul de bază mai puțin favorabil, produsul intern brut își va reveni mai încet, urmând să atingă cifrele de dinainte de virus abia la sfârșitul anului 2022. În cea mai pesimistă variantă luată în calcul, PIB-ul va ajunge la nivelul de dinainte de criză abia în al treilea trimestru din 2024 și va aduce o rată a șomajului tot mai mare și un număr semnificativ de business-uri închise. Imprimarea de case 3D ia amploare, este rapidă, ieftină și protejează mediul. Recent, ingineri și sculptori cehi au reușit o premieră. Cu ajutorul imprimantei 3D au construit o casă plutitoare, care arată ca un submarin. Se pare că viitorul acestui tip de construcții nu mai este neapărat unul terestru. Una dintre primele case printate 3D a fost construită în China în 2016. Avea 400 de metri pătrați și 2 etaje și a durat 45 de zile ca să fie ridicată. La acea vreme a părut extrem de rapid. De atunci, case similare au fost construite în Rusia, SUA, Italia. În Mexic a fost printată o întreagă comunitate. Luna trecută, altă țară s-a adăugat listei, Republica Cehă. Fără să se lase intimidată de reputația predecesoarelor, Provoc, așa cum a fost botezată casa, posedă niște caracteristici extra cool. Are un acoperiș verde, făcut să dureze peste 100 de ani și poate pluti, nu de una singură totuși. Printată într-un depozit în sudul țării, casa va fi transportată pe o insulă de pe râul Vltava, în Praga, în luna august, unde va fi expusă publicului. Provoc este creația artistului ceh Michal Trpak, care a colaborat cu o bancă locală pentru a-și transpune visul în realitate. Arhitectura este rațională, calculată, a declarat artistul. Sculptura e irațională și lucrează mai mult cu emoțiile. Mie îmi place să amestec, să experimentez și să încerc noi materiale și tehnologii.
Casa a fost imprimată cu ajutorul unui braț robotic reprogramat pentru acest cel, după ce inițial fusese folosit într-o linie de asamblare de mașini. Materialul întrebuințat a fost un amestec de beton îmbogățit cu fibre și cu substanțe menite să-i îmbunătățească plasticitatea și să-i grăbească solidificarea. În total, 2 zile, dar nu întregi, 22 de ore de printat, 25 de muncitori și 17 tone de amestec special de ciment ca această casă de 43 de metri pătrați să se înalțe. Provocare dimensiunea unui studio sau a unui apartament de o cameră, iar spațiul este împărțit într-un living cu bucătărie incorporată, un dormitor și o baie. Nu se cunosc încă nici costurile de fabricație, nici cele de vânzare. Deși poate sta pe pământ, a fost desenată special să fie amplasată pe un ponton și are o înfățișare distinct nautică. Trpac declară că poate supraviețui 100 de ani în orice mediu. În viitor, proprietarii pot dărâma clădirea odată ce nu mai e de folos și pot reprinta alta cu același material direct în locație. Sigur, 100 de ani nu e o perioadă extraordinar de mare pentru o locuință, dar dacă luăm în considerare viteza cu care se înalță casele 3D și simplitatea construcției și a materialelor, rămânem cu un raport destul de bun între timpul de fabricare și longevitate. Printarea 3D este din ce în ce mai tentantă pentru că e rapidă, ieftină și blândă cu mediul, dar vine și cu dezavantaje. Casele 3D sunt mai practice în zonele rurale, cu densitate demografică scăzută, însă nevoia cea mai mare de locuințe convenabile este în oraș sau în zona limitrofă. Deocamdată sunt construite doar din ciment și plastic, ceea ce s-ar putea dovedi puțin practic în unele climate, iar zidurile de ciment minimaliste pe care un printer le generează pot stârni provocări inginerești sau pot limita funcționalitatea interiorului. Dar să rămânem optimiști. Se pare că proiectul a depășit o mare barieră ce stătea în calea caselor printate 3D. Acum acestea nu trebuie să fie amplasate exclusiv pe uscat. Un necaz nu vine niciodată singur. Deja afectată de criză, Grecia ar putea fi nevoită să restituie miliarde de euro pensionarilor, ale căror drepturi au fost diminuate ilegal în timpul crizei financiare din decenul trecut, potrivit Reuters. Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanță administrativă a Greciei, a decis că unele reduceri de pensii impuse în 2015 și 2016 nu au respectat legea, dar decizia publicată nu conține alte detalii. Grecia, care a primit 3 pachete de salvare financiară între 2010 și 2015, a tăiat pensiile în mai multe rânduri în ultimii ani pentru a face sistemul viabil. Dar mii de pensionari ale căror venituri au fost reduse cu până la 50% au contestat în instanță deciziile. Consiliul de Stat nu a specificat în documentul făcut public dacă decizia se referă la pensionarii care s-au adresat justiției sau la toți cei 2,5 milioane de pensionari afectați de tăieri. Un expert în piața muncii estimează că suma necesară pentru restituirea banilor se poate ridica până la 3 miliarde de euro. Decizia vine într-un moment greu pentru economia elenă. Produsul intern brut al Greciei s-ar putea contracta cu 7,5 până la 10,5% în acest an. Situație inedită pentru Rusia. Federația a exportat în al doilea trimestru din acest an mai mult aur decât gaz. Situație extrem de rară, care nu a mai fost înregistrată de 3 decenii, potrivit Profit.ro. În lunile aprilie și mai, vânzările de aur către cumpărătorii străini s-au situat la 3,6 miliarde de dolari, un nivel cu aproximativ 100 de milioane de dolari peste cel estimat inițial de specialiștii pentru întreg trimestrul. Este prima dată din 1994 când exportul de aur l-a depășit pe cel de gaze, susține presa locală. Gazprom, care deține monopolul exportului de gaze rusești prin conducte, a exportat în aprilie și mai gaze în valoare de doar 2,4 miliarde de dolari ca urmare a scăderii cererii la nivel mondial în urma carantinei. Potrivit estimărilor băncii centrale a Rusiei, exportul de gaze al Gazprom a atins la finalul trimestrului valoarea de 3,5 miliarde de dolari, cu 100 de milioane de dolari sub valoarea vânzărilor de aur pe aprilie și mai. Aceasta este cea mai slabă performanță a Gazprom din ultimele 2 decenii. Exportul de aur, în schimb, s-a majorat de 14 ori peste nivelul înregistrat în perioada similară de anul trecut. Spre deosebire de produsele energetice, aurul s-a apreciat în criză, fiind considerat activ de refugiu.
La această evoluție a contribuit și Banca Centrală a Rusiei, care a stopat pe 1 aprilie achizițiile de aur potrivit unei reguli fiscal-monetare care îngheață achizițiile de monedă străină și aur când prețurile petrolului scad sub 42 de dolari pe baril. Această mișcare i-a forțat pe comercianții ruși, care în mod normal își vindeau aurul către Banca Centrală, să caute noi clienți în străinătate. Una caldă, una rece pentru Tesla. Producătorul de mașini electrice nu mai are voie să promoveze funcția de autopilot în Germania. Pe de altă parte, a obținut facilități fiscale pe care le dorea pentru a construi o a doua fabrică în Statele Unite. O instanță din Germania a interzis Tesla să mai promoveze sistemele de asistență pentru șoferi și sistemul de conducere autonomă ale automobilelor sale electrice, potrivit Reuters. Judecătorii consideră că astfel de afirmații reprezintă practici de afaceri înșelătoare, deoarece un cumpărător obișnuit ar putea înțelege că automobilul poate fi condus fără intervenție umană și ar putea sugera că un astfel de sistem este legal pe drumurile din Germania. Compania poate face însă apel la decizia instanței. Funcția de autopilot a Tesla a atras critici din partea autorităților de reglementare, inclusiv din Statele Unite, întrucât nu include sisteme de siguranță. Specialiștii spun că aceasta nu acoperă toate situațiile din trafic într-o manieră sigură și este un sistem care să-l asiste pe șofer și nu unul care transformă mașina într-una autonomă. La rândul său, Tesla a afirmat că a informat clienții că tehnologia sa de asistență automată a șoferilor nu este echivalentă cu un sistem de conducere autonomă. Compania americană a primit însă și vești bune chiar de acasă. Tesla a obținut reduceri de taxe pentru noua sa fabrică din Statele Unite din partea unui comitat din Texas. Autoritățile regiunii, care include și orașul Austin, au aprobat reduceri de taxe de cel puțin 14,7 milioane de dolari pentru producătorul de mașini electrice. Valoarea facilităților pe care le primește Tesla ajunge astfel la aproape 65 de milioane de dolari, după ce autoritățile din districtul unde urmează a fi construită fabrica au aprobat un stimulent de 50 de milioane de dolari. Decizia duce în avantaj Texasul, care se luptă cu Oklahoma pentru a atrage investiția de 1,1 miliarde de dolari în această fabrică, unde vor fi construite Model Y și camioneta electrică Cybertruck. Producătorul auto spune că noua fabrică va crea 5.000 de locuri de muncă, dar majoritatea vor avea un nivel scăzut de calificare. Salariul mediu anual ar urma să fie de aproximativ 47.000 de dolari, un venit considerat scăzut de Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale a Comitatului. Apple obține o victorie în fața Comisiei Europene, care a impus taxe retroactive de miliarde de euro. Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat o decizie executivului comunitar, potrivit căreia gigantul american trebuia să ramburseze Irlandei facilități fiscale în valoare de aproximativ 13 miliarde de euro, potrivit Ager Press, care citează Reuters. Judecătorii susțin că Bruselul nu a reușit să demonstreze că tratamentul fiscal aplicat Apple a reprezentat un ajutor de stat ilegal. Decizia însă poate fi atacată cu recurs. Hotărârea tribunalului este o lovitură pentru Comisarul European pentru Concurență, care a demarat o campanie împotriva tratamentului fiscal preferențial de care beneficiază unele companii, dar ar putea însemna și implementarea mai rapidă a taxării serviciilor digitale de către Uniunea Europeană. Totul a pornit de la o anchetă a executivului comunitar, potrivit căreia, între 2003 și 2014, Apple a repatriat în Irlanda totalitatea veniturilor generate în Europa, deoarece grupul american a beneficiat de un tratament fiscal favorabil grație unui acord special convenit cu autoritățile de la Dublin. Acest acord cu autoritățile irlandeze ar fi permis companiei americane să evite plata majorității impozitelor pe care ar fi trebuit să le achite în acea perioadă, adică aproximativ 13 miliarde de euro, potrivit calculelor Comisiei. În opinia Bruselului, acest avantaj constituie un ajutor de stat ilegal. Comisia Europeană a mai cerut unor state membre să recupereze mai multe miliarde de euro de la aproape 40 de companii, printre care Starbucks, Fiat și Amazon. Rezultatele acțiunilor în instanță sunt însă mixte. Comisia Europeană a suferit o înfrângere în procesul deschis de Starbucks în ceea ce privește taxele plătite către Olanda. Pe de altă parte, o instanță a confirmat decizia executivului comunitar cu privire la tratamentul fiscal aplicat grupului Fiat Chrysler în Luxemburg. Jurnalul economic ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare vă așteaptă la știri Mihaela Brazdeș. O zi frumoasă!